Salutare chat, bine v-am regăsit, bă, a venit update-ul și ne dăm cu părerea, ca de obicei. Bun, și le luăm la rând. N-am intrat pe TEV, deci nu știu cam nimic de dinainte, așa că o să fie first reaction, kind of. Și văd că băieții au băgat ceva în sfârșit interesant, un T1 E1, care e de fapt un M6 cu tun de 90 la 5.7, competitor pentru Tiger, sincer, în care secundarul, băi, vezi că e bine dacă are secundarul, chat, 185 APCBC, tank, la biarul ăsta, chat, o să fie un tânguleț foarte interesant. Plus transmisia electrică. Bă, sincer, sună bine, nu o să vă mint. La ciopore nimic, la aviațion A10C-ul, care e 12.0. De ce este 10C-ul 12.0, chat? 3800 trust-ul, în timp ce 10 lei tu are cât? Bă, la 12.0 are aceeași putere ca ăsta la alt. Mobilitate identică. Deci, dacă ați crezut că cu A10-le normale e suferință, mamă. Ia vedeți, avem vizuale noi, crazy. Crazy, crazy, crazy. Bun. Bun. Văd că le are I'm9M. Pentru 12.0 foarte bune. Nu o să neg. Și 4 bucăți, nu doar 2. Bombe ghidate, o grămadă. Și cam, da, bombe ghidate, o grămadă. Eu că încă ceva rachete. Ce s-a astea, mă? Missile ghidate cu laser, mă, ce? Ok, astea să fie interesante de probat. Deci nu mai multe bombe ghidate. Și ai 9 emuri. Nu știu ce să zic. La 12.0 tot chin o să fie. Fleruri, cefuri, unde le văd? Că poate să care. A, poate să care. Și pe lângă un F11 avem F11F. Care vă care... Uite. Să fie diferența la motoare. Posibil. 2400, 2400. Mamă, ce viteză prinde nebunul. 5500 cu 9000, 3500. Da, sunt motoarele mai puternice pe asta la alt. Pe F111F. Bă, ce să zic? Blue Water. USS Tennessee. Asta îi BB43, drăguț, 4 turele, calibru 14 inch, triple, toate, deci ce trebuie, după o să urmeze, cred că ultima era 47-le, sau care era chat, 48, 49, nu mai știu care, îmi scapă memoria, dar după aia să avem într-un viitor apropiat, probabil peste vreo 2 ani, South Dakota, North Carolina și din astea. Da. E ce trebuie. Ar fi cam cea mai potentă barcă din ce văd. Din Tech 3. E cea mai potentă. Bun, și la coastă nici nu ne interesează. Germanii, ce-au băgat Nemția. Puma, Știați voi, mă, că o să bage Puma? A băgat încă o Puma cu Spike-uri, parcă. Spike din Tom și Jerry. Aia care credeți că e Rex. Nu e Rex, e Spike. Și în rest identică, am putut să rămâi mură armură probabil sau ceva. 221 pen. Și Puma normală. Tot 121, nu, doar spike-urile, nu? Și Electro-Optical Active Protection System. Da, echipamentul electronic de protecție. Ba nu, că și ăsta e pe Puma, mă. E eu prost. E... Da, nu... Deci, diferența de 0,7 în principiu doar pentru spike-uri. Ok, nu știu dacă merită diferența de 0,7 în BR. Meanwhile, 238 încă e la 10-0. Respect Gaijin. Respect Kendama. Aviațion. I-ar băga și la ăștia ceva, nu? Nu? O băga, mă. Premium. Face Gaijinul banul gros. Ia să vedem. Elveția. Ce avion din anii 40 ăsta? 50, mă rog. Armstrong Sidley Sapphire. ASSA7. Ce-i, mă, abominația asta, chat? Hispano-Suiza, HS, de fapt, două tunuri. E30 și... Mamă, are rachete. Cele mai proaste posibile, probabil, din joc, din ceva. Bo, olio! Am înțeles. Am înțeles. Mhm. Poți să-i faci și custom, deci să le pui și pe astea, împreună cu astea. Poți să fie cancer, mă, o să fie tot spamagii la 9-0 cu avionul ăsta. Putem să-i dăm test? Mă lasă cu tot? Crazy. Nu mă așteptam. În schimb, dacă vă uitați, fuel tank-ul e cam mic. Afterburner, a, n-are afterburner, mă. Boai, ce? Gaijin. E alt joc, ce ai făcut? Uite, zici că e alt joc. Deci, da, e greu oricum, nici observ. E destul de greu avionul. Pentru ce oferă. Sau? Mi se pare doar mie. Nu știu ce, mi se pare greu. Mamă, dar acolo i-a pus sânge. Rachete. Ca să nimerești. Nici n-aveam interes să stau mult pe test cu el. Pus 16. Ah, bun. Blue Water. Bismarck. Nu e băgat Bismarck-ul. Ba, și n-am dat teorii să-și așa arhor, să mă trebuie să mai dau și la ăsta. Care iar e o barcă antică. Chilișul, chat. Nici nu o să joc ca să... Mă grăbesc. Și la coastă nimic, ca de obicei. Ok, la ruși ce-am mai băgat? Nimic. Nu, niciun T80. ZSU. Bine că am dat research. ZSU-234M2. Și de ce naiba M2-ul îi înainte de ăsta? N-are radar. Aoleu, cum arată numai muniție. Deci Erlos ZSU, eu scos radarul și o zis să-l punem la 7.3. Balanced. Ce are Germania la 7.3 de care este statele antieriene? Comparație sânge. Ce au americanii la 7.3? Ah, e 7.7. Ce să zic? Nu mai are rost să mai dezbatem bine. După cum ziceam, 238 la 10.0 în continuare. Ce o părere? Nici nu ne pasă. Aviațion. Ne scapă ceva? Nu? Da? Su-24. În afară de Su-24? Nimica. Ce știe să facă Su-24? Ok, un tun. Mă, multă muniție pentru ruși. Și rezervarea Su-24 trebuie să fie bomber, nu? Atacker, mă rog, striker. Ceva gen F-111. Da, și multe bombe ghidate. Sau rachete. Oh, și văd că mai știe. Muniție să-i pui. E, uite, asta poți să-l pui simetric. E asta montat aici și asta care nu-i montat, dar poți să-l montezi aici. Și atunci le ai una-una. Ne presupun că un slot e ocupat de ăla, radarul de bombe pentru ghidaj. Mai mult ca sigur. R60M. Ce să zic? O să vedem când o să înceapă lumea să-l roage. Ce și cum să fie. Nu pot să-mi dau cu părerea momentan foarte mult despre Ismail. Bro, ăsta e la Dunăre. A, iar alt battleship rusesc de vechi din 12... A, proiect! Proiect, bro! Bagă ai mei la ruși numai proiecte, că nu au avut IRL așa multe. Și trebuie să compenseze tech-triul ăla nervos pentru jucătorii din... mai la est de noi. Ce să zic? Army. Stormer AD. Nu i-au pus imagine. Au uitat băieții să-i pune imagine. Profesionalismul. La gaijin acasă. Ce? Nu știți? Stormer. AD. Aha. Aha. Da. Ăla de 25, clasic. Asta, fimurile. Da. Ce să zic? Meh. 66 pe în maxim. Nimic wow. Încă mai e reducerea la Meteor, băgate F11 și la britanici. Copy-paste, update, iară. Mulțumim, Gaijin. Bărgi nimic. HMS Hood. Îmi place că Hood și Renown sunt la același biar, deși unul are 3 turele, unul are 4 turele. Balanced. O băga, mă, o navă de coasă care n-a auzit nimeni în Australia. Tocmai de-aia n-a auzit nimeni. Uite, are barca de salvare. Și te lasă să te dai jos și să continui cu ea să te bați. Turele de 40. Un mortar de 81. Meh, nici n-are rost să ne pierdem timpul. Japonia? Costinești? Japonia. Bă, am primit, bă, și-am zis, nu mai știu, pe un episod, pe un live, sau am zis pe Discord, vorbeam cu cineva și ziceam, bă, Japonia sigur, următorul update, Japonia sau încă una sau două țări din astea, o să primească vehicul de squadron astea de nu au, gen Japonia, Italia și care mai erau. Franța, nu mai știu care, că mamă, Spolliner. Sânge are Spolliner. 116. Și pe module nimic interesant. Rachete, dacă avea, era practic. Electronică cu equipment. O să fie cancer și o să le ia mulți care vor să dea grind la Japan, probabil. Nici nu mă aștept să fie foarte diferit. Pe urmă e șasiul de Type 16, nu? Iar nici la asta nu e pus imagine. Respect. Da, e șasiul de Type 16. Ciopore, nu, aviațion. Ar trebui și eu să mai dau research și la alte națiuni, știți ce zic? Săracii care joacă Japonia și la F15J. I'm 120. Da. A, eu sunt pe biarul de tancuri, scuzați. De-aia îmi arată 12-7, 13-7, da, da, da. Eu, my bad, eu prost, măi. Amaghi. Cinci turele de... Cât vede asta, mă? 5 pe inci? Bine. Proiect. Deja din 3 bărgi băgate în joc, update-ul ăsta... Dos proiect. Respect, gaijin. Mai au atâtea opțiuni istorice. Și tot degeaba. Torpile, torpile. Au are tuburi de torpile, nervosul. Așa. Ah, ce să zic. Mergea și mai bine. Și aici o barcă care nici n-are rău să dezbatem despre ea. Bancă de BR2. Părerea mea, Bigel. Cine naiba o să joace? Antelope, mă, ce naiba, au, și aoleu, mă, ce-o băgat aici pakistanii, vedeți, am știut că-i Pakistan înainte să apară scrisul, mă, ce, mă, ce, deci asta e ZTZ, de la chinezi, pus extra plăcuțe și dat la pakistanii. Și premium, ca să facă gaijin banul gros. Ia, 577. Bun. Și de curiozitate, dacă mă uit la un ZTZ de 0,7, care să fie ăsta? Scuze, ăla-i VZ. Sau MBT-ul. Care seamănă, mă? Cu MBT-ul, așa-i? Hai, identic. Identic. Ce v-am zis? Ce posibil să fie la fel aceeași treabă și cu ZTZ-urile astea? Cel puțin pe proiectile. Ca pe turelă și șasiu, posibil să fie mici diferențe, dar... Ei... rupt din același film cu ZTZ-ul și cu MBT-ul. Bun, Antelope. Antelope ce îi? Normal că... Taiwan. Dar nu mai ziceți Republic China, e China. E Taiwan. Isuzu. Isuzu. Asta e ca Imp Chaparral-ul? Wannabe? Nice. Ia, cum era imp Chaparral-ul, că nu mai știu. Nu e ca imp Chaparral-ul, dar aduce sincer o țară. Ăsta la Taiwan. Bun. Ciopăre nimic, aviațion, un J-10. J-10. Nici nu știu ce ar trebui să fie asta. Că nu mă pricep la chinezi. Nu știu dacă e proiectul lor. Asta e ca AM120, wannabe. Și asta e ca AM9M, wannabe. Nu? Și asta la fel, Mac, unul e mai ușor, unul e mai greu. Unul își dă max overload la mai multe G-uri și unul la mai puține G-uri. Dar unul are timpul mai mare de control. În fine, și bombe. Ce să zic, o să vedem la top tier ce o să fie de el. Crazy. Nu chiar. Nici nu știu ce ar trebui să fie exact, dacă e proiect domestic sau e copiat. JF-17 Thunder. Ok. Pakistanii. Asta cred că e ca sperăurile. La cum le văd. Și bombe cu ghidaj. Ca să mai facă, de fapt nu ca să mai facă gaijin un ban, că e vehicul de mamă și l-au pus oamenii mei la rank 8, vehiculul să le iei cu 8000 de gold. Respect gaijin. Respect gaijin. Chengdu J10, avion de ruptă multirol. Deci e producție de-a lor. În 98 zbor inaugural și e 4.5, nu-i de generația 5-a. Și JF-17 Oref C1 Xiaolong Lightweight Single Engine Multi-Role Combat de la developed jointly by the Pakistani. Da, e un proiect, combinație între Pakistan și China ca să înlocuiască A5-urile. Am înțeles. Ce să zic? Noi să fim sănătoși, chat. Deci îți dăm ăsta domestice. Zdele lor, arată așa dubios, să chinezesc. Nu știu de ce, care așa cocoașa. Na bun. Interesant, nu să zic că nu e interesant. Ca și addition în joc. Ia vedeți aici ce mai are băiatul vostru. Ia zic să vă uitați mai bine. Bă, încă n-avem vehicul de squadron la Italia. Sigur o să vină într-un viitor. Aviațion. Tornado ID. Nu trebuie să dezbatem că l-au copiat, da? Și l-au mutat dintr-un Tech 3 în altul, nu? Bun. Bărci, nimic, că ăștia nici imaginare nu mai aveau. Ne, mai erau ceva bărci. Chiar trebuie să dezbatem despre asta? Nu. Așa mă gândeam și eu. Franța. Ei, eu, ați văzut acolo ce crazy era. CV-ul? Infanterie Gewehrtwig. Netherlands. chat. Avem Suedia cu 15 CV-uri și au zis Găjin, hai că mai băgăm un CV90. 35 de tură asta numai pentru Danemarca, îl băgăm pentru olandezi ca să fie pe tech trio franțuzesc. 131 pen. 97. Păi dacă mă duc la suedezi. 97. Păi nu e același. Da, același. Mie mi se pare că îi același, da, același. Respect, aici în alt tank copy-paste. Ziceți-mi voi ce vreți de la tank copy-paste. Măcar s-a întâmplat ce v-am zis. Au băgat tankuri de squadron la țări noi, care nu-ar mai avut. Nu rest nimic, am subțire tech trio de la francezi, acum că mă uit. Arme regrindat. Oh, Sea Fury. Sea Fury. Mă rog, Fury. Calmați-vă corpurile. Pe care l-ar băga olandezi. Da. Bravo, Gaijin. Bun, asta sper că știți. L-or copia de la britanici. L-or lua din tech 3 de la britanici copy-paste. Și Seahawk, care iară l-or lua de la britanici copy-paste. Respect, Gaijin. Respect, Gaijin, respect, Kendama. Blue Water. M-Mogador, n-am auzit în viața mea. Și vă că băgat full de coastă. Nu o să dezbatem despre ele, chiar n-am chef. Navele de coastă sunt cele mai... Tech trio de nave de coastă e cel mai neimportant din tot jocul, cred că la orice națiune. Mamă, câte talismane am pe aici, a? 2. Nimica nouă la subinie, deci deja vor adăuga prea multe, era și cazul să mai zică ho. Nici avioane, păi de-alea băgat acum, recent, jasurile astea nervoase. Ce să mai și bage la ei, chat? Israelii. Tiran 6. Care îi un T62. În caz de nu-l știți după formă, tinerilor. Bă, dar au israelienii o plăcere să trântească 15.000 de mitraliere pe tancurile lor, să-mi bag piciorul. No, nimic au față de la detect, de la ruși, aș zice. Proiectilele cred că sunt identice. Dar că ăștia de la ruși n-au atâtea mitraliere. Bun. Și au băgat un F16C. Adică au băgat un bloc 50. Bloc 40. Ei, eu. Au băgat bloc 40. Bine, care pe același lucru. Chat, facem un derby. Aha, v-ați prins derby. Glumă proastă de-a mea. Când vedem la America în bloc 70 sau care era. Gaijin Wen. Na, ce să zic, chat? Bă, cam asta e update-ul. Mai trebuie să facem o singură chestie. Să luăm un light. Hai la ruși. Imediat vă și explic ce și cum. Campez, urmăresc. Facem așa și facem așa. Bun. Intrăm pe un custom, creăm o sesiune. Și știți pe ce hartă vreau să mă duc, da? Unde e, mă? Advanced to the Rhine, nu... Nu... Asta. Eastern Europe. Hai să vedem chat cum or stricat-o. Cor stricat-o. Ai, da. Da, or și scos porțiunile alea să treci prin apă. E broken harta. E clar. Ui. Ui. Sânge, dar cum se presupune că o să jucăm pe harta asta? Aaaa, chat. Asta n-are probleme. Care are problemă? Aia care e cu puncte de capturat. Deci nu battle, conquest, Eastern Europe. Domination, nu, pe domination, că astea le dă cel mai des. Că pe conquest posibil să fie podurile din ce văd, cum spawnurile. Deci numai pe Domination Eastern Europe, șanse de 90% să fie broken bodurile. Hai să vedem. O porcărie oricum, dacă mă întrebați pe mine. Da, hai să aflăm. Zici că ar fi sparte și astea, și astea. Și poți numai cu astea, submersiv gen, ați înțeles voi, BMD4. Hai că ai închidem ochii, chat, admirăm BMD-ul, mergem la pod. După ne uitam. Le-or stricat. Sângele le-or stricat. Ce faină notă. Ești fiorat. Mă 11 la oră știe. 12. Cum să strigi, mă, găijine, așa ceva? Nu, e o porcă... Chat. Ia uitați-vă, ziceți-mi ce vedeți. Sângem. Ăștia nici nu te lasă să rămâi pe partea asta. Bră. Ceată, ăștia nu te lasă să rămâi pe malul ăsta deloc. Na, crazy. să fie oribile mele. Bine, eu oricum jucam pe aici. Așa că nu e o tragedie pentru mine personal, dar în puținele cazuri. Putea să las. Da, crazy, cum i-au spart toate. Or, modifica casele aici. Modificat texturile. Bă, nu erau așa albe. Ma. Le-or modifica, mă. Nu era așa. Era o țură diferită. Da, iurea, mă. Că le-or spart. Pe modul ăsta de joc, cel puțin. Pe restul modurilor au rămas. Și asta de știe toată lumea. Sincer, puteau să lase doar jumate din ea. Gen la modul să o accesez. Mamă, ce ia vezi acolo, cobori scările. Puteau să lase asta să accesez dintr-o parte, doar sincer era drăguț. Dacă lăsau așa. Să fie accesibilă dintr-o parte, dar și să vii cu tancul acolo și să te pui la snipe pe channel. Da, da. Unlucky. Bun, ce atât a fost clipul. Vă salut. Bine, ne vedem pe data viitoare. Pa!